Este una din prioritățile guvernului PSD, este și una din prioritățile agricultorilor și în general a României și, în opinia mea, a apărut prea târziu, pentru că din 2017 până săptămâna trecută au trecut aproape 2 ani jumate, 2 ani jumate în care această lege putea fi adoptată și să-și facă efectele. De aceea, întrebarea mea către domnul Daia a fost de ce așa târziu această lege, dacă tot a fost o prioritate a guvernului PSD, de ce nici acum guvernul și majoritatea PSD nu are o opinie legată de modul în care ar trebui să opereze această lege, adică legat de limitarea suprafețelor care pot fi vândute, de protejarea fermierilor români și a persoanelor fizice din România care să aibă drept de preemțiune atunci când cumpără terenuri și, sigur, de evitarea speculei cu teren.